Împărăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția. Fără discuție și fericire, Mântuitorul le-a spus, tocmai ca să întărească în afară de faptul că trebuie să fii sărac cu Duhul, ți-a spus și ce urmează. Adică ne-a încurajat. Sărac cu Duhul, adică prost? Nu prost, Doamne, zmerit. Dar să știți că în ediții vechi, zmerit se scria prost. Dar, de ce prost? Proștii au mai puține nu așa, idei nu, sau cum? Nu, mai... se spunea așa pentru că nu își dădea seama. Doresc nu, mai puține, prost, părinte, adică, nu mai prost. Ca pruncii. Da, vedeți, mai așa, adică zmerit, că dacă este zmerit, l-a împins, era tăcut. Adică a stat în banca lui, a stat în ale lui. Asta e și zmerenia, Dumnezeu, intră între stai, treci la ceea ce ești, de ce ești de acolo. Vedeți, asta înseamnă săracul Duhul, zmerit cu orice chip. Da. El... Dar pe urmă zice... Tăcea. Adică vreau să vă spun că un frate s-a dus la un părinte în pustie care era destul de greșel și s-a dus, știa că ăla e rău, părintele ăla. Și îl bătea. Dar un alt părinte trăitor vedea că îl bate și a zis că ori este un nesimțitor, ori e un mare virtuos, a zis ăla, de suferă ăsta așa. Îl bătea și el tăcea, râdea, în sfârșit suporta. Și într-o zi s-a dus la el și l-a întrebat să verifice. Zice, frate, zice, astăzi n-ai primit nicio cunună. Nu, părinte, zice, asta-i de astăzi. Iar ta vânătă. Zice, când a văzut ăsta că el era conștient, ăsta era sărat cu Duhul, vedeți? Dar unde era? Ăsta era prost? Era înalt cu Duhul, aș zice. Păi da, dar zmerit. Ăsta se zmerea. Altul, tot așa, s-a dus la un foarte păcătos. Și să mă duc acolo tot la un părinte rău ca să sufere, să jertfească. Și cu ocazia asta să poată ruga să fie Duhul locului care să-l întărească. Și tot așa, la tot îl cinuia, îl bătea. Al vecin, tot așa trăitor, a avut o vedenie că ăsta a avut o listă foarte mare cu păcate. Dar erau șterse pe jumătate. Și era albe și mai era... Și la zice, frate, zice, încă pe atâta mai, Domnul te lăsa. Adică încă pe atâta, că el văzuse șters jumătate. Mai e pe atâta și ăla vine... Da, părinte, nu mă las cu niciun chip. Vedeți, ăștia erau zmeriți, duceau crucea mai mult decât atât, a fost Hristos zmerit. Doamne, de stă mintea în loc cine era Hristos, Dumnezeu, Doamne. Și s-a zmerit. Unul oarecare a bătut la ușa Mântuitorului. Cine e acolo? Zice, eu sunt marele tău trăitor, nu te primesc, i-a spus. Și el s-a gândit că a fost cinstit, a fost nevoitor, a fost... De ce nu m-a primit? Eu sunt. A început el să se analizeze. S-a dus a doua oară. Și a bătut la ușă. Cine e acolo? Ce tu ești? A, ce dacă tu ești eu, intră. Pentru că smerit ca mine. Eu sunt. Adică ce erai tu? Când eu, Dumnezeu fiind, dar uimit cerurile, îngeri și tot cu smerenia asta, dar... Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Dar despre plânsul ăsta, Doamnă, se poate vorbi foarte multe lucruri. Păi că nu-i vorba numai de, nu-i vorba de lacrimile văzute, e vorba de lacrimi nevăzute, știți? O căință adâncă, o părere adâncă a... de rău al faptelor tale, e tot un plâns cu lacrimi nevăzute. Da, însă există, ele n-au o explicație rațională.
lacrimile, zice, unii se crezi, zice că n-am avut lacrimi. Te zic, sigur că n-ai avut, dacă le-ai ceruși, dacă vrei să ai lacrimi. Nu, ăștia vin fără niciun fel de combinații teoretice ascunse în inima, în mintea ta. Lacrimile nu sunt ale noastre, știți. Ele vin dacă tu ești vasul acela care dă peste tine, cum se zice. Când fierbe, l-ați văzut, iese afară apa din cazan. Da, să știți că sunt sfinții, da, despre care și spune, aveau darul lacrimilor. Lacrimile acestea, sigur că e un dar de la Dumnezeu, dar vin, sunt foarte avansate sufletele ăștia, că spală lucrurile, știți, da. Dar nu sunt, să știți că sunt și, sunt și lacrimi nevăzute. Eu am avut o întâlnire, eram frate de mănăstire, nu vă spun persoana că e prea cunoscută și să nu să facă ceva scântei când se aude, că eu eram nimic pe lângă el așa, dar știam de mine, știți? Și era foarte crun, dar foarte învățat așa. Da, eu nu prea eram de părere să raționalizăm lucrurile. Trăirea este un lucru mai ascuns, sau mai bine zis, mai al tău. Și m-am dus la el, m-a chemat Angel pe mine atunci, Arsenie din Călugărie, și mi-a spus așa. M-am dus cu o treabă la el în chilie acolo, pereții îmbrăcați, numai cărți îmbrăcați în piele groase, era un om foarte deștept. Nu-i să putea rezista teoretic, știți? Zice, frate Anghele, plângi? Frăția ta, plângi? Dar eu i-am spus, da, zic, simția voastră, plângeți? Da. Și i-am spus, zic, nu prea sunteți ortodox. Ca să-i spui lucrul ăsta acelui titan, vă rog să credeți că eu a vrut Dumnezeu întâlnească să fie cu rost. Și el s-a stat, zic, părinte, eu dacă aș avea o jumătate de lacrimă, aș avea mare îndrăzneală la Dumnezeu. Pentru că dacă plânge, cineva plânge cu adevărat, ăsta pe fundul unei sincere și adevărate smerenii. Eu i-am spus, merite smerenii. Asta, atunci da. Și plânsul ăsta dă peste tine, cum am spus, cazanul care fierbe,